Administrației Publice Locale Republicană cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat din dispoziția de primar 526 din 25.03.2016 a primarului, a domnului viceprimar Ilie Vârzu, cu atribuții de primar, Consiliul Local în ședință ordinară. În sală sunt prezenți 17 consilieri locali, iar ședința își poate începe lucrările. Înainte de a da cuvântul domnului viceprimar cu atribuții de primar pentru a prezenta ordinea de zi, dați-mi voie să supun aprobării în ședința de astăzi procesul verbal al ședinței extraordinar din 25.03.2016. Cine este pentru aprobarea acestui proces verbal? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu număr de 17 voturi, procesul verbal a fost aprobat. Dau cuvântul domnului președinte de ședință. Bună ziua, domnilor și doamnelor. Vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și prevederile regulamentului de organizare și funcționare. Îl invit pe domnul Ilie Vârzu, viceprimar, cu atribuții de primar, să prezinte ordinea de zi și lista de invitați. Ordinea de zi ați avut-o, la mapă. Ați avut și materiale și să prezint și lista de invitați. Domnul Milică Budeanu, profesor arhivist, doamna profesor Mariana Popa, medic la Profesor Mondial Silviana Donescu, profesor dr. Ioan Mitrea, președintele Fundației Cultura și Muzice Iuliana Donescu Bacău, domnul Luca Adrian Slavuriu, comisar șef de poliție, Poliția Municipiului Bacău, domnul Nădejde Aurelian, comisar de poliție, șef de rol al Poliția Municipiului Bacău, domnul Oțean Cezar, consilier special al Consiliului Județean, doamna Ciobăniță Vida, director Direcția de Sănătate Publică, și domnul Vânceanu Sănică, domnul Acatar, domnul 5, domnul Potoi, domnul
aprobat. Fac precizarea că legea ne obligă ca în primul trimestru să fie adus acum și acest raport. Domnule... Deci și acest proiect va trece nestudiat. Sincer, vă spun că nu l-am studiat. Sunt sigur că nici colegii mei nu l-au studiat, cum au trecut atâtea rapoarte de-a lungul timpului. Deci, atunci, doamna consilier Costa, acest proiect nu se poate aduce la cunoștință publică. Dar lumea ea studiază și își face o evaluare. Domnul primar, nici nu l-am citit, nici nu am avut timpul fizic să-l citesc măcar. Domnul primar, sunt 244 de pagini. Aceste 244 de pagini, nu aveam timp. Deci nu se pot, dragi colegi. Deci nu se poate aduce la cunoștință, la aveți timp să studiați și dumneavoastră și populația Bacăului să face public, practica să-ți face public. Da? Mulțumesc. Deci, repet, l-ați adus la cunoștință, dar noi nu avem posibilitatea să facem o analiză pe acest raport. Nici măcar nu putem, nici măcar nu putem să ne spunem părerea dacă acest raport este pozitiv, negativ, a avut puncte bune, rele și așa mai departe. Deci face corect, dar tu nu știi să citești sau ce vrei să spui, dacă e obligatoriu să treci în primă. Domnul Sărbune, nu suntem Napoleon ca dumneata să facem bine și poate nu știți în orașul ăsta. Îmi pare rău. Da, vă rog că mai des să nu spune. Este un raport de activitate, se discută, nu se amendează. Ziarul vedere, doar se comentează pe partea. Păi vă rugăm să ne prezentați atunci când va veni punctul respectiv, să ne prezentați tuturor, să vedem cum prezentați dumneavoastră 244 de pagini de activitate. Sunt curios ce o să afle butoanele la dumneavoastră, că ați făcut dumneavoastră cu primarul pe care l-ați avut în funcție. Vreau să fac o precizare. În conformitate cu articolul 43 alineatul 1 de legea 215 republicată și actualizată, ordinea de zi a ședințelor se aprobă de Consiliul Local la propunerea celui care, în condițiile articolului 39, a cerut întrunirea Consiliului. Suplimentarea ordinei de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea de asta unui proiect de hotărâre pe ordinea de zi se face cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 43. Acum dați-mi voie să supun la vot ordinea de zi prezentată de domnul viceprimar cu atribuții de primar Ilie Bulsu. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Două abține. Două voturi împotrivă. Scuzați. Cu două voturi împotrive, cu 15 pentru, proiectul ordinea de zi astfel prezentată a fost aprobată. Dau cuvântul domnului vicepreședinte de ședință. Supun discuției punctul 1 al ordinei de zi și pe domnul viceprimar Ilie Bulsu să prezinte expunerea de motive privind proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier local a domnului Chelariu Mostolache Cristian și domnului Botorul. Următorii ampliații sunt și pe lista de candidați a Partidului Ecologist Român. Și într-adevăr, cum a fost prezentat domnul președinte, am avut la ordinea de validarea mandatelor celor doi consilieri, dar în vedere că domnul general Mostolache Cristian nu este în sală, nu se poate face validarea. Deci nu se face validarea. Doamna Bordă să prezinte avizul de legalitate. Aviz favorabil. Domnul Gabelescu. Favorabil. Doamna Ilie. Iana. Doșoara Adam. Invit pe domnul Nichita să dea citire procesul de validare. Deci Comisia de Validare a studiat dosarele celor doi și sunt în regulă. Deci putem valida. Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă nu e undeva la aproape, doamna secretară, să prezinte, să facă apelul oricului din portul domnului consilier. Cine este pentru validarea domnului Gotoi? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi, proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Felipe.
întâi pe domnul Cutoi să prezinte, să depună jurământul. Foarte emoționată pentru că l-am cunoscut pe domnul profesor Mirica Munteanu de-a lungul activității noastre comune, instituțiile noastre realizând frumoase și interesante activități culturale împreună. Este un om care cu adevărat merită acest titlu. Modest, inteligent, binevoitor, un om cu care se poate comunica mai mult decât, aș spune eu, suflet la suflet. Și nu-i plac vorbele mari, nu-i place să fie lăudat. Și pentru aceasta eu îi urez multă sănătate și îl felicit pentru că merită într-adevăr acest titlu. Activitatea domniei sale profesională o să vă prezintă domnul profesor Ion Mitrea, foarte subțint, pentru că ne-ar trebui foarte, foarte mult timp să vă răbim ca să vă spunem tot ce a realizat acest om, acest cetățean de onoare al Bacăului, de-a lungul carierei sale. Vă mulțumesc pentru atenție și vă încep încă o dată pe domnul Mitrea. Eu cred că faceți un lucru bun astăzi, pentru că recunoașteți
după o viață de anumită, un anumit domeniu care vizează și județul și municipiul Bacău, pentru că așa avem mulți oameni care nu au ceva deosebit pentru municipiul Bacău. Vrem să facă cetățean de onoare, Republica, nu știu care, și tot de parte. Dar domnul Munteanu, în calitatea lui de director al Arhivelor Naționale Bacău, instalat, pentru cei care nu știu, înainte de Revoluție, cu câteva luni, nu? Deci lui Prodosor, așa se Revoluție din decembrie 89, a slujit municipiul Bacău prin întreaga sa activitate. Fie că e vorba de lupta pe care a dus-o, cu adevărată luptă, pentru a obține un nou sediu, Bacăul este, cum știți dumneavoastră, printre puținele județe din România, care după 89 au obținut câteva sedii importante unor instituții de cultură. Și aș da exemplu, cele două muzee de istorie și de științele naturii, nu multe județe din țară se pot mândri cu așa ceva, și clădirea filialei Arhivelor Naționale de la Bacău, pe care o cunoașteți cu toți și pe care domnul Munteanu o conduce de atâția ani, mai exact de peste 25 de ani. Domnul Munteanu, ca să nu vă rețineți prea mult, pentru că aveți o ordine de zi bogată, domnul Munteanu s-a evidențiat și ghirez ca unul care l-a cunoscut chiar din primele luni ale activității sale la Bacău, când colabora foarte de aproape cu un reputat istoric și om al culturii băcăoane, Dumitru Zaharia, pe care trebuie să-l pomenim și pe el aici. De atunci, cunoscut domnul Munteanu, s-a implicat în foarte multe proiecte și numai ca inițiat, dar le-a dus la bun sfârșit. Între altele, vreau să vă spun că organizează anual o sesiune științifică, Arhivele și Istoria, la care participă specialiști de la Arad până la Constanța și de la Iași până la Timișoara, că scoate un periodic de istorie, Acta Bacoviensis, că este prezent și la alte activități și conduce cu rezultate foarte bune și alte activități, cum ar fi filiala arhiviștilor de la Bacău sau Societatea de Științe Istorie și Agricol din România, filiala Bacău și așa mai departe. Eu cred că faceți un lucru bun, că vă aplicați atenția asupra unor oameni care, în cazul domnului Munteanu, și-a încheiat și activitatea să spunem contractuală, cea de zi cu zi, dar va lucra mai mult, pentru că nu mai depinde de Pondica și va putea lucra și peste 8 ori acum, că nu mai semnează Pondica, și că faceți bine că vă gândiți ca să avem pe cât posibil celor care merită titlul de cetățean de onoare cât sunt în viață. Sigur că e important să treci și post-mortem, dar uneori ne luăm cu treburile și uităm, se trecem și spunem că lași alții, lași alții. Eu vă felicit încă o dată pentru această inițiativă și sper ca votul să fie valorabil ca domnul Milică Munteanu, care merită acest titlu, să fie cetățean de onoare începând de astăzi al municipiului Bacău. Vă mulțumesc pentru atenție. Este președintele societății române.
numismatică, filiala Bacău. Este un colecționar deosebit de tot ceea ce înseamnă istorie, metalistică, insigne și tot ceea ce poate transmite mai departe nepoților. Și doresc de asemenea sănătate și în continuare să sprijine ori de câte ori o să apelăm la profesionalismul nostru. Mulțumim și felicitări! Să se regăsească și să
fie acolo unde este locul. Mă mândresc că sunt băcăoar și vreau să mulțumesc întregului Consiliu Local și conducerii primăriei municipiului Bacău pentru onoarea care mi-a fost făcută. Și nu vreau să-mi iau angajamente. Lăsăm faptele să vorbească. Proiectul se referă la diminuarea de procentului de TVA, începând cu 1 ianuarie 2019.
Favorabil. Domnul Gabilescu. Favorabil. Domnul Matare. Favorabil. Domnul Corzun. Favorabil. Domnul Nechita. Favorabil. Favorabil. Domnul Avale. Favorabil. Domnul Șarada. Favorabil. Dacă sunt discuții asupra proiectului, ne uitați vreo. Dacă nu, doamna secretară, vă rog să faceți apelul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 18 voturi pentru, proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Supun discuție punctul 5 al ordinei de zi și legătă domnul Iebuțiu să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind faptul acordizație de membru municipiul Bacău, Asociația Municipală de România pentru anul 2015-2016. Doamna secretară, a prezis delegatul. Favorabil. Domnul Gabilescu. Favorabil. Domnul Fădureanu. Domnul Urzu? Favorabil. Domnul Nechita? Favorabil. Favorabil. Domnul Avale? Favorabil. Domnul Jaradam? Favorabil. Discuții dacă sunt asupra proiectului. Dacă nu, doamna secretară. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu 18 voturi pentru, proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Supun discuție punctul 6 ordinii și revin pe domnul viceprimar Radu Abad, mi se prezintă expunerea de motive la proiect de hotărâre privind aprobarea autorizației pentru anul 2016 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizarea Bacău, față a multe materiale semnite. Este vorba de cotizația anuală. Doamna Bortă, a fost delegat. Favorabil. Domnul Gabilescu. Favorabil. Dușoara Milenică. Favorabil. Doamna Pintilie. Favorabil. Domnul Bursu. Favorabil. Domnul Nechita? Favorabil. Favorabil. Domnul Abate? Favorabil. Domnul Șaradam? Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă nu, doamna secretară, vreau să faceți. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu 18 voturi pentru, proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Supun discuție punctul 7 al ordinei de zi și revin pe domnul Radu Abate să prezinte expunerea de hotărâre. Proiect de hotărâre privind plata cotizației pe anul 2016 în calitate de membru al Asociației Administrațiilor de Piețe din România, de asemenea, plata cotizație anuală, ați avut materialul pe mine. Doamna secretară, a favorabil. Domnul Gardescu. Favorabil. Domnul Bădureanu. Domnul Muzior. Favorabil. Domnul Vârstu. Favorabil. Domnul Echita. Favorabil. Ușor, favorabil. Domnul Șarada. Domnul Radu. Favorabil. Dacă sunt discuții asupra proiectului, dacă nu, doamna secretară. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu număr de 18 voturi pentru, proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Supun discuției punctul 8 al ordinii de zi și de către domnul Ilie Bârzu să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin mandatarea de primarul municipal. Asta este și
proiectul de desemnare, nu de evaluare, dar n-ar trebui să faceți confuzii cu concediu de odihnă și concediu medical. Concediu medical poate fi trebuit, nu m-a cumpărat pacientului care i-a acordat. Vă arăt acolo un pacient. De acord cu dumneavoastră, dumnealui, pe luna a patra 2016, nu mai are concediu medical. Hotărârea Consiliului Local va fi comunicată cu data de mâine, pentru care dumneavoastră va fi prezent la serviciu. Eu mi-am făcut datoria și la comisie. Vă mulțumesc. Aveți compartimentul, nu este dat de mine, este dată de o colegă de-a mea, nu am știut de acest aspect. Da, mai mult mai mult. Domnul Echitat, domnul Avare, domnul Camolat, domnul Șoradam, dacă mai sunt discuții asupra proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Mai aveam o întrebare, am zis, dați, în perioada care, sau pe care, sau în care, domnul secretar a fost la servici, la acțiune, de la primărie, bărsul actualul primar de parte n-a fost. N-ar trebui totuși evaluat de o persoană care a fost pe acea persoană în primul ei de el? Mergi la sau cineva de legat? Juridicism. Deci evaluarea se face pe baza documentelor, adică vă dau câteva exemple. Eu sunt venit, de exemplu, câte dispoziții au fost contestate, anulate, câte proiecte de hotărâre ale noastre de anul trecut nu au fost validate. Deci sunt niște criterii obiective de evaluare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 3 abțineri. Cu 3 abțineri și 15 voturi pentru, proiectul de hotărâre astăzi prezentat a fost adoptat și începând cu luna, cu data de 1 al lunii următoare, domnul secretar se va întoarce la serviciu și va putea fi evaluat. Mulțumesc! Supun discuție punctul 9 la ordine de zi și le pe domnul Ilie Bărzu cu atribuțiune de primar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prezintă modificarea anexei de la capitolul numărul 29-10 al 2014 aprobarea funcțiilor publice, organigrat, numărul de personal și statutul de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului la Municipiul Bacău, a serviciilor publice de specialitate al Consiliului Local Municipiul Bacău, modificat prin HR 1999, din 29-12, pe urmare, examen de promovare, clasă, grad de drepte profesionale și expirarea perioadei de stat. Aici mai... Da, doamna Portă, aviz de legalitate. Aviz favorabil. Domnul Gatul Vestu. Favorabil. Doamna Roca? Favorabil. Domnul Bărzu? Aviz favorabil. Aici aș vrea să fac un amendament. Direcția de salubrizare a terenului și parcuri solicită transferarea a două posturi vacante de muncitor necalificat care se vacante din cadrul secției de salubrizare și igienă publică la serviciul de gestionare a câinilor comunitari. Și asta avem o problemă și vrem să îmbunătățim activitatea acolo. De asemenea, transformarea a două posturi de muncitori necalificat vacante în cadrul secției salubrizare și igienă publică în post de șofer și transferarea în cadrul secției utilaje și servicii tehnice. Supunem la vot amendamentul astăzi prezentat de domnul viceprimar. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 18 voturi, amendamentul astfel prezentat a fost propus și se adaugă la proiectul de hotărâre astfel prezentat. Acum supun la vot ordinea proiectul de hotărâre în forma prezentată cu amendamentul. Cine este pentru? Mai sunt câteva amise. Domnul Necita, favorabil. Domnul Abave, favorabil. Adam. Dacă mai sunt discuții asupra proiectului, dacă nu, vă rog să faceți. Cine este pentru acest proiect cu amendamentul astfel prezentat?
Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Cu 18 voturi pentru proiectul de hotărâre cu amendamentul propus și adoptat și cu aviz favorabil, a fost adoptat. Supun discuție punctul 10 al ordinii de zi și ridică domnul Iacuțu să prezinte expunerea de motive. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la cartele 263-2012, măsurată în cartele 300-299-2014, prin aprobarea funcțiilor publice, organigrame, numărul de personal și statul de funcție, pentru direcția publică, evidența persoanelor la municipiului Bacău, cu urmare examen de promovare în grad, profesional, grad, clasă și la, la expirarea perioadei de stat. Să luăm materialul pe domnul. Doamna Bortă. Aviz favorabil. Domnul Gabilescu. Favorabil. Doamna Roca. Favorabil. Domnul Bârzu. Favorabil. Domnul Nechita. Favorabil. Jur favorabil. Domnul Abadu. Favorabil. Ușoara Adam. Dacă mai sunt discuții asupra proiectului, dacă nu, vă rog să faceți apelul domnul Bortă. Da, o discuție, dar vine o întrebare către cele primării. În ce stat se află nouă organigramă care este necesară pentru funcționarea primării în condiții normale? Da, deci vă pot răspunde. Am avut întâlnire cu toți directorii și de servicii compartimente. Am cerut propuneri de organigramă, în ca săptămâna viitoare să lucrăm pe baza propunerilor la întocmirea noi organigramă și statul. Da, mulțumim, doamna Bortă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 18 voturi pentru, proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Supun discuție punctul 11 al ordinii de zi pe domnul viceprimar Bârzu Ilie să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin constituirea unei comisii pentru promovarea salariatului compartimentului analize și relații Consiliului Local, dar după materialul. Avizele de legalitate, doamna Bortă. Aviz favorabil. Domnul Gabilescu. Favorabil. Doamna Roca. Domnul Bârzu. Favorabil. Domnul Nechita. Favorabil. Favorabil. Domnul Abade. Favorabil. Domnul Adam. Favorabil. Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă nu, trecem la procedura de consiliere. Deci, la punctul 12 a ordinei de zi și ridică doamna consilier cu atenție legală de ce primar Anastasia Leanu ca să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea funcționărilor serviciului consultanță de asistență și de reclamare publică pentru anul 2016 de către poziția locală a municipiului Bacău. Ați adus materialul la doamna Bort, avizul de legalitate. Aviz favorabil. Domnul Gabilescu. Favorabil. Domnul Marlare. Favorabil. Domnul Bârzu. Favorabil. Domnul Nechita. Favorabil. Favorabil. Domnul Amade. Favorabil. Ușoara Adam. Favorabil. Dacă sunt discuții asupra proiectului, dacă nu, doamna secretară, vă rog să faceți. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 18 voturi pentru, proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Supun discuție punctul 13 al ordinii de zi și invit pe doamna consilier cu adevărat de viceprimar al organizației să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Privind modificarea și completarea anașării anului 37-2013 și anului 2008, privind înlocuirea unui membru din Consiliul Comunitar, respectiv doamna Carmen Roșu Dex, care și-a încetat activitatea, este locuită cu doamna doctor Ciobăriță Linda, delegată din partea la Comisiei de Sănătate Publică, ați avut materialul la mapă. Da, doamna Bortă, aviz favorabil. Domnul Gabilescu. Favorabil. Doamna Poznarea. Domnul Axinte. Domnul Pălciu. Favorabil. Domnul Nicita. Domnul favorabil. Domnul Abade. Favorabil. Domnul Adam. Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă nu trecem la procedura de vot secret. Domnul Nicita, vă rog, dacă aveți rezultat. Da. Rezultat de la proiectul 11, consilieri prezenți 18, consilieri care au votat 18, toți 18 au votat pentru proiectul adoptat. Da, mulțumim.
punctul 14 a ordinii de zi și aș vrea că doamna consilier, poate nu sunt de viceprimar, doamna Raluca Anastasie, să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiectul hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Lupu Elena Brana pentru fiul Borobatiu Cristian Andrei, a fost materialul la mamă. Doamna Lorda, să te rog. Aviz favorabil. Domnul Gabinescu. Favorabil. Doamna Dumnezeu. Doamna Mazidu. Domnul Vade. Domnul Adam. Dacă sunt discuții asupra proiectului, dacă nu trecem la procedura de vot secret, supun discuție punctul 15 a ordinii zi și vă invit pe domnul viceprimar Radu Abadu să prezinte expunerea de motive la proiectul de proiect de hotărâre privind completarea carcerelor numărul 10 pe 2016, prin care s-a aprobat rețeaua școlară a municipiului Bacău pentru anul școlar 2016-2017. Este vorba despre unități private de învățământ care și-au obținut acreditarea. Da. Doamna secretară. Aviz de legalitate din partea domnului secretar favorabil. Domnul Gavelescu. Favorabil. Doamna Mihăină. Domnul Gârzu. Favorabil. Domnul Tehnita. Favorabil. Favorabil. Domnul Abadei. Favorabil. Domnul Șana Adam. Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă nu, doamna secretară, vă rog să faceți asta. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu 18 voturi pentru, proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Rezultat de la proiectul numărul 13, consilieri prezenți 18, consilieri care au votat 18, toți 18 au votat pentru, proiectul adoptat. Da, mulțumesc, majoritatea. Supunem discuție numărul 16 a ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Ilie Lorzu să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Aviz favorabil. Domnul Gabinescu. Favorabil. Doamna Mihăilă. Favorabil. Domnul Gârzu. Favorabil. Domnul Abadei. Favorabil. Domnul Adam. Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, doamna... Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu 18 voturi pentru. Proiectul astfel adoptat a fost astfel prezentat, a fost adoptat. Rezultat de la proiect numărul 14, consilieri prezenți 18, consilieri care au votat 18, toți 18 au votat pentru proiect adoptat. Mulțumim, domnul Nichita. Supun discuție punctul 17 a ordinii zi și limit pe domnul viceprimar Radu Abadu să prezinte expunerea de motive. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Centrul de Cultură George Apostu în vederea adaptării proiectului spectacolului Cărții Spectacolului Omar Khayyam, ce se va desfășura la Chișinău de Comuna Moldova în perioada 20-22 mai 2016, de asemenea se afirmă de rugăminte. Doamna secretar, aviz. Aviz favorabil. Domnul Gabelescu. Favorabil. Domnul Tădureanu. Favorabil. Doamna Mihăilă. Domnul Gârzu. Aviz favorabil. Domnul Abadi. Favorabil. Domnul Șaradam. Favorabil. Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă nu, doamna secretară, vă rog să faceți apel. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Un număr de 18 voturi pentru proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Supun discuție punctul 18 al ordinii zi și limit pe domnul Fie pentru să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipalului în calitate de partener în cel de cultură a fost consumat în vederea prevederii proiectului din instituțiile liderate de urmă prezintă la prezintorul genetic de urmă de a fost. Doamna Bărbă. Aviz favorabil. Domnul Gabelescu. Favorabil. Domnul Pădureanu. Favorabil. Doamna Mihăilă. Favorabil. Domnul Gârzu. Favorabil. Domnul Abadi. Favorabil. Domnul Adam. Favorabil. Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă nu, doamna secretar, faceți apel. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu număr de 18 voturi pentru, proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Supun discuție punctul 19 al ordinii de zi și revin pe domnul viceprimar Ilie Lorzu să prezinte expunerea de motive. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Bacău ca Mihai Lujora Bacău la organizare de poliție de jurnalul aniversării a 60 de ani de activitate la domnul Mihai Lujora de la 10-14 iulie 2016.
Ortiz, favorabil. Domnul Gavelescu? Favorabil. Domnul Pădureanu? Favorabil. Doamna Micăilă? Domnul Bârzu? Favorabil. Domnul Avadi? Favorabil. Domnișoara Adam? Discuții dacă sunt asupra proiectului de hotărâre. Dacă nu, doamna... Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu număr de 18 voturi pentru, proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Punctul 20 al ordinii de zi. Și invit pe domnul viceprimar Radu Arlavi să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Spitalul Copiilor Bacău în vederea organizării unui eveniment cu ocazia programului școlar Săptămâna Altfel, Să știi mai mult, să fii mai bun, în data de 21 aprilie 2016, în Piața Tricolorului. Ați avut material bun. Doamna Borta, aviz. Aviz favorabil. Domnul Gavelescu? Favorabil. Domnul Pădureanu? Favorabil. Doamna Micăilă? Domnul Bârzu? Favorabil. Domnul Avadi? Favorabil. Domnișoara Adam? Favorabil. Dacă se discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă nu, doamna secretară, vreau să faceți apelul privind votul domnului consilier. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu număr de 17 voturi pentru, proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Supun discuției punctul 21 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Radu Arlavi să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener la Federației Române de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării campionatului național de nord copii 10-11 ani, etapa regională, și a campionatului național de nord cadet 12-15 ani, de asemenea, etapa regională. Ați avut de asemenea materialul de doamna secretară. Aviz favorabil. Domnul Cornel, favorabil. Domnul Lucu? Favorabil. Domnul Calea? Domnul Bârzu? Domnul Avare? Domnul Adam? Dacă se discute asupra proiectului de hotărâre, dacă nu, doamna secretară, vreau să faceți un comentariu. Așa, la fost. Da, spuneți, doamna. Vă rog pe domnul director Lucu să ne explice situația de la bază, cum s-a întâmplat că am ajuns pe ecranul de televiziune națională. Da, domnul. Dacă se permiteți să răspund eu, situația s-a remediat pentru faptul că furnizorul nostru a dat un alt tip de hipogloid decât cel pe care îl aveam contractat. A apărut o hiper ventilație a clorului liber. La suprafața apei s-au format niște nori care nu au fost ventilați cum trebuie, pentru că, repet, timpul de eliberare a clorului liber este mai mare la hipocloritul normal decât la hipocloritul stabilizat. Am văzut care este situația, am modificat cantitatea de apă, am schimbat o cantitate de apă, astfel încât la ora actuală antrenamentele și concursul se vor desfășura în condiții normale. Intenționăm ca în săptămâna viitoare să schimbăm apa cu totul și am luat hotărârea de a schimba și furnizorul, având în vedere faptul că în România nu sunt decât doi furnizori de astfel de produs. Aviz favorabil. Domnul Gavelescu? Favorabil. Domnul Lucu? Favorabil. Domnul Calea? Favorabil. Domnul Bârzu? De trei. Domnul Avadi? Favorabil. Domnul Adam? Favorabil. Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă nu doamna procurorul să facem să avem un vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu 17 voturi pentru, proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Supun discuției punctul 22 în ordine de zi și de vizită domnul viceprimar Radu Arlavi să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, domnule. Știi comisia de la Cica. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a stabilit componența Consiliului de Administrație al Spitalului de Pneumofiziologie Bacău, de pe ce am mai crescut, ca urmare a faptului că domnul Cursu a fost în funcția de viceprimar pentru este primar. Domnul Gavelescu? Favorabil. Doamna Micăilă? Favorabil. Domnul
de hotărâre. Da, domnule președinte. Îmi vă rog frumos să vă gândiți cumva măcar pentru 5 minute să mimați democrația și transparența și să faceți o altă propunere, inclusiv celor de la opoziție. Pentru că după mine așa ar fi trebuit, măcar să mimați, că am văzut că la teatru sunteți foarte buni. Mai mult decât atât, da, după părerea mea, ar fi trebuit să mai așteptați un pic astăzi, ar fi trebuit să avem între noi și un consilier de specialitate medic. Probabil că, având în vedere faptul că avea un cuvânt de spus în acest consiliu de administrație, ar fi fost mult mai binevenită prezentă atunci de acolo, deci la domnului Nichita. Dar ne-am obișnuit deja cu modul dumneavoastră discreționar, așa că o să ajungem să vă avem pe domnul Nichita ca un fel de Napoleon mai mic, cel la toate comisiile posibile. Da, pot să încerc scuze că domnul doctor nu este aici, dar nu cred că e vina noastră. Dumneavoastră nu știa să va fi sau nu va fi. Nu, v-ați grăbit și ați făcut propunerea ca să nu mai ajungă și pe la dânsul. Vreau doar să vă informez că de hotărârea de Consiliul Local anterioară, domnul Nechita era fiind braca rezervă. Nu a făcut și mi s-a părut chiar democratic ca cel care a fost rezervă să ocupe locul în momentul în care locul s-a eliberat. Nimic mai mult. Nici democratic, nici nedemocratic, ci pe o logică de bun simț. Se pare că domnul Nichita, când dați voie, propunea dumneavoastră este bună, când o să, după validare, o să-l propunem și de cursul membru suplean pe Consiliul de Administrație, mi se pare normal. Tocmai vreau să spun că domnul Consolachi se pare că ești în Consiliul de Administrație la Spitalul de Urgență. Bacău, din partea Consiliului Județean. Eu sunt invitat la ședințele CEA de la acest spital și specialiștii au ei. Deci nu-i problema. De asta au specialiști. Ideea era aici de găsirea soluțiilor tehnice de finanțare a lucrărilor de la acest spital. Eu sincer n-am nimic împotriva candidatului domnului Nechita, faptul că noi și nu am fost invitat acolo de fiecare dată la Consiliul de Administrație și nu s-a făcut diferență între invitați și membrii Consiliului de Administrație și sunt niște ședințe libere. Eu zic că prin echipa care ne-a invitat domnul doctor acolo, noi am reușit să ajutăm, nu noi ca persoană, ci prin cuvântul nostru să reușim ca primăria și Consiliul Local să facă îmbunătățiri acolo, în vederea obținerii autorizației ISU, odată și în a doua acreditării de către comisia care o așteptăm să vină acolo. Vă mulțumesc! Da. Doamna Borcă, vă rog, aveți de legătură. Favorabil. Domnul Gandinescu. Favorabil. Doamna Nicăiță. Domnul Bărzu. Favorabil. Domnul Nechita. Favorabil. Domnul Avade. Favorabil. Domnul Adam. Favorabil. Dacă mai sunt discuții asupra proiectului de hotărâre. Dacă nu, procedura este de voțare. Supunem la discuție punctul 23 a ordinii de zi și ridic la domnul. 23 a ordinii de zi și ridic la domnul. Vă duci cineva. Dacă domnul vece primar, e vrut să prezinte expunerea de motive la punctul 23 a ordinii de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și monografice pentru persoane din municipiul Bacău pentru cetățenii care au locuință socială limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al municipiului Bacău. Ați ajuns materia la UNED. Doamna Borcă, vizită delegată. Favorabil. Domnul Gargiu, doamnele sunt. Doamna Fardașu. Favorabil. Domnul Bărzu. Avis favorabil. Domnul Echita. Favorabil. Favorabil. Domnul Avadei. Favorabil. Și Aradam. Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă nu, procedura este de vot secret. Supunem discuție punctul 24 al ordinii de zi și ridic pe domnul viceprimar Ilie Bulzu să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
25 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Ilie Bârciu să prezinte expunerea de hotărâre la proiectul de hotărâre. Să scăpăm acest fenomen, da? Pentru că am văzut că se fac eforturi mari pentru a se face în Macau. Mai să ne bucurăm.
dumneavoastră și prin ei sunt strânși de amintiți în care ne protejează. În fine, e de la să înțeles că sunt câte de animale, dar trebuie să găsim și o cale sau ce soluții ne dați pentru cei care sunt aduși câinii din afară la acolo. Cum putem stopa acest fenomen? Pentru că este îngrijorător în ultima perioadă și vedem cum se anunțe spinul. Nu știu cum ați evidențiat sau cum evidențiați dumneavoastră fluxurile astea de câini. Practic, singura metodă este să găsești un câini care a fost procipat sau sterilizat în alt județ și marcat în alt județ sau în altă zonă și să-l vezi acolo. Altfel, nu știu cum putem cuantifica fluxurile astea sau dacă doar e o legendă sau sunt reale. Dar, un adevăr există, care doar câini migrează, există tendința de dacă să ne găsiți într-un anumit loc. Și să nu luați câini de acolo să vină, alți câini, pentru că primesc hrană continuare și, într-adevăr, sunt cetățeni care ies cu oale întregi de hrană cu sacoșe și sunt răniți sistematic în anumite zone unde vor fi prezenți câini în permanență, indiferent de cât sunt strânși, pentru că, normal, vin la sursa de hrană. Soluția prozăvitată de dumneavoastră de legislația rândă noi și constă în obligativitatea tuturor autorităților locale de a înființa la nivelul comunității administrative servicii de gestionare prin comunitate. Din păcate, în jurul care vom în considerare comunii din jurul acolo, niciuna nu are servicii de gestionare prin comunitate și chiar sunt probleme. Poate sunt comunii, nu știu, izolate, pentru că nu nicio problemă în genul ăsta, și nu vreau să cred. Dar în comunele din jurul acolo, sunt probleme, la fel sunt și probleme. Și chiar vă rog, la următoarea ședință a zonei metropolitane, primar, să se ridicați această problemă, să discutați cu toți reprezentanții din zona metropolitană, poate găsiți o soluție cât mai curând în acest sens. Să se miște celălalt. Obligativitatea a ființării acestor servicii, care au multe alte aspecte care sunt menționate, sunt menționate legislația sanitară veterinară și atenția sanitară veterinară este cea mai puternicită să implementeze, să trece modul în care este respectat legislația. O altă întrebare, ca și temă pe același subiect, vis-a-vis de mișorarea numărului de câini fără stăpân. S-a studiat problema dacă un cetățean vrea să adopte un câine fără stăpân să fie scutit, spre exemplu, de taxa de salubritate, pentru că întreținerea unui câine costă mai mult de 7 lei de luni pe sau lei cât revine astăzi. Ca și finalizarea reducerii numărului de câini fără stăpân pe raza muncii private umanită. Să aveți în vedere și o acțiune de genul ăsta. Eventual, completată cu altceva pentru a reduce, într-adevăr, aspectul ăsta negativ din muncii private. Taxa de salubritate se colectează în baza legii 101 pentru activitățile prevăzute în cadrul serviciului public de salubritate. Activitățile legate de câini fără stăpân nu fac obiectul respectivei legi, deci nu se poate modifica taxa de salubritate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Dar eu zic că am pus la dispoziția cetățenilor și a celor care au câini și a celor care pot să aducă un câini suficiente metode să-i încurajăm. Până la urmă, așa cum am spus, un act voluntar și cum trebuie să-și asume responsabilitatea câinilor, toată lumea iubește câini sau mare parte din lumea din câini. Dar trebuie să-mi și asumă. Bine, am înțeles. O soluție, probabil, pe tema asta să mai analizeze și voi este limitat numărul de câini pe care un cetățean poate să-i aibă, să-i găzduiască un apartament dintr-un bloc? Pentru că sunt multe sesizări, sunt prea mulți câini la unele apartamente din blocuri care deranjează ceilalți vecini. Câini care, de altfel, sunt neînregistrați la respectivul proprietar. Aici este o problemă, se poate interveni în câini pe care respectiv câini au acces public, se poate verifica, dar tot autoritatea sanitară veterinară are atribuții. Într-adevăr, există niște limități pe care nu știu dacă vor fi acum referit la articolul respectiv, dar în condițiile în care o persoană a avut un câine, da, deci respectivii care fac sesizările despre această temă să le adreseze la Direcția Veterinară, da? Da, dacă nu mai sunt discuții, domnul Chitare,
cu număr de 16 voturi pentru, proiectul cu discuțiile prezentate a fost adoptat. În discuție, punctul 27 al ordinii zilei și revin de domnul viceprimar Adoabat să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind asigurarea monografiei ca un loc de încumare în cinciul de lângă Biserica Militară Sfântului Gheorghe și Evrei Neamului, domnului Radu Mihai Novacru, ca beneficiar la legii 44/1994 Republica Antonului. Ați avut material. Doamna secretară. Aviz favorabil. Domnul Gavelescu. Favorabil. Doamna Bardașu. Domnul Brânzu. Domnul Nichita. Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă nu trecem la procedura de conținere. Supunem discuției punctul 28 al ordinii de zi și ne zic pe domnul viceprimar Radu Abate să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre prin modificarea acoperirii Consiliului Local al Municipiului Bacău, numărul 3 de 19 ianuarie 2011, privind dispensarea medicală din Municipiul Bacău, preluată de la Consiliul de Bacău, în baza protocolului 12.590 din 28 decembrie 2010. Ați avut materialul pe mine. Doamna secretar, vă rog să... Aviz favorabil. Domnul Gavelescu. Favorabil. Domnul Geriman. Favorabil. Doamna Bardașu. Doamna Ionică, domnul Gârzu, domnul Nichita, favorabil, domnul Abadei, domnișoara Adam. Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă nu, procedura este la fel, procedura de vot secret. Punctul 29 al ordinii de zi și limit pe domnul viceprimar Radu Abadei să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz de servitude și de servitude legală către Ion din Instituția România S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Serei, strada Teiului, strada Mărășești, strada Mihai Policeanu, strada Oicuț, strada Pascalei Sabriei, Războiei, Alea Parcului, Dumbravei, Mărășești și Alea Parcului. Este vorba despre necesitatea retehnologizării și accesului la suprafețele respective pe care au transformat. Da. Doamna secretară. Aviz. Favorabil. Domnul Gavelescu. Favorabil. Doamna Bardașu. Favorabil. Domnul Oțetea. Favorabil. Domnul Gârzu. Favorabil. Domnul Nechita. Favorabil. Ușor favorabil. Domnul Adam. Discuții dacă sunt asupra proiectului de hotărâre. De asemenea, procedura de vot este vot secret. Rezultate. Rezultate. Da, proiectul. Proiectul 27. Consilieri prezenți 18, consilieri care au votat 17, tot 17, pentru proiect adoptat. Da. Mulțumim. Punctul 30 al ordinii de zi, domnule viceprimar Radu Abate, să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu în suprafață utilă de 212,97 metri pătrați, aflat în incinta punctului termic numărul 11 din Bacău, strada Carpat, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile de legii. Ați avut materialul pe mine. Doamna Borda. Aviz favorabil. Domnul Gavelescu. Favorabil. Doamna Bardașu. Favorabil. Domnul Gârzu. Favorabil. Domnul Nechita. Favorabil. Ușor favorabil. Ușor Adam. Discuții dacă sunt asupra proiectului. Dacă nu, doamna secretar, vă rog să faceți apel. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu număr de 17 voturi pentru, proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Da. Rezultate la proiectul 28. Consilieri prezenți 18, consilieri care au votat 17, tot 17, pentru proiect adoptat. Da. Punctul 31 al ordinii de zi și limită domnul viceprimar Iecul să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin închirierea unui spațiu spartan cu cultură de 9,12 de pătrați, aflat în citate de Mărătești de Bacău, strada Cornița Lucrurilor, cum este stat, cu publică deschisă, organizată de Părinții de Legii. Dacă o materie la acestea. Doamna secretară. Aviz favorabil. Domnul Gavelescu. Favorabil. Doamna Bardașu. Dacă sunt discuții la proiectul de hotărâre, dacă nu... Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?
Cu număr de 17 voturi pentru, proiectul astfel prezentat de domnul viceprimar a fost adoptat. Punctul 32 al ordinii se invită domnul viceprimar Radu Ababei să prezinte starea de punct de la proiect de hotărâre privind completarea KCR numărul 65/2015, prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, la 7 poșuri de fum, în timpul transferii și demolării acestora în condițiile legii. De asemenea, ați adoptat. Doamna votare. Favorabil. Domnul Gabrielescu. Favorabil. Doamna Bardajul. Favorabil. Domnul Bâlzu. Favorabil. Domnul Echita. Favorabil. Favorabil. Domnul Abadei. Favorabil. Ușor Adam. Discuții dacă sunt. Rezultatul la votul. Rezultatul la proiectul numărul 29. Consilieri prezenți 18. Consilieri care au votat 17. Toți 17 pentru proiect adoptat. Da, mulțumim. Supun la vot proiectul 32. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu număr de 17 voturi pentru. Proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Supun discuție punctul 33 al ordinii de zi și după domnul viceprimar Radu Ababei să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind completarea KCR numărul 174 din 1999, prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unui bun. Este vorba de setul finanțelor publice. Da, aviz favorabil. Domnul Gabrielescu. Favorabil. Doamna Bardașu. Favorabil. Domnul Bârzu. Aziz favorabil. Doamna Nechita. Favorabil. Doamna Bardașu. Favorabil. Doamna Adam. Favorabil. Dacă se discute asupra proiectului de hotărâre, dacă nu, doamna secretară, vreau să faceți apelul privind votul domnului Bârzu. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu număr de 17 voturi pentru, proiectul astfel prezentat a fost adoptat. În discuție, punctul 34 al ordinii de zi și invită domnul viceprimar Radu Ababei să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău, sfârșit prin HCR 99/2003, cu modificările și completările ulterioare. Ați avut materialul pe mail și pe mail aveți toate suprafețele despre care este vorba. Doamna secretară, vă mulțumesc. Aviz favorabil. Domnul Gabrielescu. Favorabil. Doamna Bardașu. Favorabil. Domnul Bârzu. Echita. Favorabil. Domnul Abadei. Favorabil. Domnul Ușor Adam. Favorabil. Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă nu, doamna secretară, vă rog să faceți apel. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu număr de 17 voturi pentru, proiectul astfel prezentat a fost adoptat. Supun discuție punctul 35 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Ilie Bușu să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. La expunere de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința Consiliului Local Municipal Bacău pentru lunile aprilie și mai 2016, vă rog propunerea. Aș dori din partea grupului PNL să propun pentru următoarele două luni să fie președinte de ședință pe domnul Stoican Iulian. Propun și eu de la partea opoziției, domnul Paul Timofei. Atunci supunem domnul Stoican la mai vot. Dacă supuneți la vot, e clar că aveți majoritate. Lăsați și opoziția să conducă o ședință măcar. Este și punele la vot. Cu vot ați câștigat toți 4 ani. Da, deci să înțeleg că sunt două propuneri. Da. 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 Domnule, da, trebuie un pic prin rotație. Și toți consilierii, am fost singurul care n-a fost din tot, a fost domnul Timofei. Și domnul Cojucaru, de la noi n-a fost. N-a vrut domnul Cojucaru, nu vrea. Nu știu, dar n-a fost. Domnul președinte, vă rog. Da, doamna secretară, vreau să spunem la prima propunere. Prima propunere, supun la vot pe domnul Stoican Iulian. Cine este pentru domnul Stoican Iulian să fie președintele pentru următoarele două luni? De ce nu vreți să fiți pentru ei? V-aș ajuta să mai ridicați o dată, că n-am văzut pe nici. Cine este pentru, vă rog? Bun. Cât? 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 Cât
Stoica, cine este pentru ca dumneavoastră să prezideze Consiliul pe următoarele două luni? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se diminuează cu suma de 204,82 mii lei, este majorat.
domnul viceprimar. Domnul consilier Tescar. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu număr de 17 voturi, proiectul astfel, amendamentul astfel propus a fost adoptat și eu propun acum și supun la vot proiectul în totalitate cu amendamentul pe care l-ați făcut dumneavoastră. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Deci cu număr de 17 voturi pentru, proiectul astfel cu amendamentul propus a fost adoptat. Da, doamna secretară, nu este legat. Favorabil. Domnul Gabi Vesu. Favorabil. Domnul Pădureanu. Domnul Șara Binerică. Domnul Bărzu. Favorabil. Domnul Nechita. Favorabil. Favorabil. Domnul Avale. Favorabil. Domnul Șara Adam. Dacă sunt discuții. Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă nu, doamna secretară, vă rog să faceți apelul pe votul domnului consilier. Cine este pentru, mai spun o dată? Cine se abține? Cine este împotrivă? Deci cu 17 voturi pentru, mă repet, proiectul astfel cu amendamentul propus a fost adoptat. Supun discuției punctul 40 al ordinii de zi și pe domnul viceprimar. Da, deci 39B. Da, domnul, vă spuneți. Da, este vorba de expunere de moții de la proiectul de hotărâre privind modificarea actelor numărul 204/95 pe 2015, prin care s-a solicitat impozitul și taxe de blocare pe fond și taxe de salubritate, salubrizare pentru anul 2016 în municipiul Bacău. Este vorba, practic, care am stat o prorogare în loc de 31 martie, care a venit de a plăti taxa de salubritate, am stabilit pe ea să se facă până la 30 iunie și cetățenii să beneficieze de acea reducere de bonificație de 10%. Sunt că am putut acest proiect de hotărâre și ținând cont că și guvernul a prorogat termenul pentru investiții de terenul și au avut până la această dată. Aș vrea să fac o precizare pentru informare publică. Consiliul local nu a majorat taxele și impozite locale, deci noi am adoptat exact codul fiscal care a fost propus de vechiul guvern Ponta. Vă pot da două exemple. Impozitul pe 2015, la persoane fizice pe clădiri era 935 lei de metri pătrat, după valoarea de 0 din valoarea clădirii. Propus a ajuns la 1000 de lei pe metru pătrat. Deci deja baza de impozitare pe care a plecat întregul guvern a fost mărită, deci n-am mărit noi această. De asemenea, pentru clădirile rezidențiale și nerezidențiale s-a mărit de la 0,1 este 0,75% pentru clădirile nerezidențiale, prime reevaluare în ultimii 5 ani. În această cauză sunt proprietari care plătesc de, practic, s-a dublat impozitul tot prin modificarea codului fiscal. La impozitul pe teren, impozitul pe locuințe, până acum nu se plătea impozit pe teren, pe cota indivisă, din acest an, tot prin codul fiscal s-a propus și s-a dublat, dar nu de noi, prin codul fiscal și s-a mărit acest impozit din cota impozitului pe teren. De asemenea, pentru terenurile, suprafețele de teren. Dacă un cetățean are 500 de metri pătrați teren agricol, tot din codul fiscal, îi se pune ca teren pur și construcții 400 de metri. Deci, din teren, că este teren agricol, are muncelosul, te pune și te corectează ca și cum ar fi teren pur și construcții cu o valoare mai mare. Mulțumesc. Da. Doamna secretară, aveți de legalitate. Favorabil. Domnul Gabinescu. Favorabil. Domnul Neșean. Favorabil. Domnul Bărzu. Favorabil. Domnul Lechita. Favorabil. Domnul Avalei. Favorabil. Domnul Șara Adam. Favorabil. Discuții dacă sunt asupra proiectului de hotărâre, da, doamnă. Fiind vorba despre taxe și impozite, vreau să spun că personalul de acolo lucrează în condiții inumane și volumul de muncă este
este foarte mare. În acest sens, propun ca studenții de la administrație publică să facă practică și să ajute acest personal în derularea eficientă a activității. Iar dacă taxele și impozitele se mută, încă o propunere, să se asigure un mijloc de transport pe strada respectivă pentru a putea să ajungă și pensionarii la anul să-și plătească pensia, deoarece nu există autobuz pe acea linie. Da, trebuie să vă spun că în caietul de sarcini scria că obligatoriu trebuie să fie distanță de 500 de metri, maxim 500 de metri de la stația, cea mai apropiată stație de autobuz. Este stație de autobuz în fața spitalului de BC. În linie dreaptă sunt vreo 380 de metri. Pe parcurs sunt vreo 380 de metri de parcurs. În ceea ce privește practica, evident că suntem dispuși la un asemenea gest, dar dorința ar trebui să fie din partea universităților care au facultăți de administrație publică. Nu o să putem noi solicita. Noi ne putem exprima doar disponibilitatea. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu 17 voturi pentru, pentru astfel prezentat, a fost adoptat. La punctul diverse, avem două solicitări, avem două seturi solicitări de voia de la cuvânt, domnul Riceanu și domnul Olteanu Cefer. Da. Domnul Olteanu, vă rog. Mulțumesc. Am reprimat. Vă mulțumesc că dați posibilitatea să mă adresez dumneavoastră pentru a prezenta petiția de modernizare a drumului DN11. Cu câteva cuvinte vreau să vă prezint motivele pentru care am inițiat această petiție, modul în care am conceput campania de lobby pentru modernizarea acestui drum și petiția asta. Nu trebuie să fii mare specialist în dezvoltare comunitară pentru a-ți da seama că de calitatea infrastructurii depinde dezvoltarea economică a unei comunități. Pentru a vizualiza rolul și importanța infrastructurii, vă sugerez să vă imaginați ca o structură pe bază să ambine într-un organism. O infrastructură de calitate duce la vascularizarea țesutului și creează bunăstare și dezvoltare, pe când o infrastructură de calitate proastă produce stagnare economică și tensiuni economice și sociale. De altfel, importanța infrastructurii nu este o descoperire a zilor noastre. Și dovadă stau vestigiile romane de poduri, de șosele. Orice investitor serios, astăzi, înainte de o investiție importantă, analizează, în primul rând, calitatea infrastructurii. Din aceste motive, probabil, dacă stăm să privim calitatea infrastructurii Băcăoane, ne explicăm faptul că ne aflăm în cea mai săracă regiune din Europa. Plecând de la această constatare, am și văzând calitatea drumului DN11, care ne asigură legătura cu Europa, am început o corespondență cu CNA de DNR-ul pentru a afla care este viziunea acestei instituții responsabile cu administrarea drumurilor naționale și mai exact planurile referitoare la drumul național de DN11. Din această corespondență am aflat că încă din 2008 există un studiu de fezabilitate privind modernizarea drumului național DN11.
iar în anul 2009 acest indicatorii tehnico-economice ale acestui studiu de dezabilitate au fost aprobați prin ședință de guvern, ceea ce însemna că urma numai finanțarea. Acum trebuie să înțelegem ce înseamnă modernizare. Nu înseamnă numai asfaltare, numai vopsirea parapeților. O modernizare, așa ca să vă dau o situație identică, este duce la un drum așa cum este cel între Bacău și București, adică 3,5 metri lățime pe sens, acostament de 1,5 metri pe partea și alta a sensului, creșterea capacității portante a drumului foarte important la un trafic foarte greu și canale cimentate, betonate pentru preluarea apelor fluviale de suprafață. Din păcate, guvernanții, indiferent de culoarea politică, indiferent de epocă, epoca modernă vorbesc, iau deciziile pe cicluri electorale, pe criterii subiective și alocă resursele financiare pentru investiții care aduc votul imediat. Ca să vă dau un exemplu, pentru stadioanele din Cluj, Craiova, Târgu Jiu, Turnul Măgurele și Alexandria s-au acordat 75 de milioane de euro. Modernizarea drumului DN11, care este vital pentru comunitatea bărcoană, costă 175 de milioane de euro. Deci aproape jumătate din sumă s-a acordat pe investiții sportive. Iar beneficiarii, știți și dumneavoastră, pe un stadion în cap câteva zeci de mii de oameni, de un drum beneficiază milioane. Ca să vedeți așa viziune investițională, în epoca romană, pentru că tot pomeneam la începutul alunțiunii mele de vestigiile romane, în 10 ani, romanii au creat în Dacia o rețea de drumuri de 4.000 de kilometri. Și în numai 2 ani au făcut 500 de kilometri de cale imperială, de la Dunăre până la Dobeta, până la Bolovisu, o distanță de 500 de kilometri. Drumul imperial este echivalentul autostrăzii de astăzi. Spuneam că după ce am aflat toate aceste lucruri, am așteptat cu mare speranță adoptarea masterplanului general pentru transport. Însă, din masterplanul general pentru transport, am aflat că drumul național DN11 a dispărut din prioritățile administratorilor naționale drumurilor și mi s-a propus iluzoria deocamdată autostradă Brașov-Bacău. După ce am studiat masterplanul, am aflat că această autostradă este trecută pe poziția prioritară 10, cu perspectivă de realizare cea mai optimistă în anul 2030. Ori până în 2030, noi trebuie să mai circulăm. Noi mai existăm pe aceste meleagă. Și din acest motiv am început campania de lobby pentru modernizare de DN11. În mod simbolic, această campanie am lansat-o pe data de 16 decembrie. De ce este simbolic 16 decembrie? Pentru că pe 15 decembrie s-a adoptat bugetul pentru anul 2016. Și am vrut să, prin asta să arăt că nu voi pierde nicio zi din noul exercițiu bugetar. Așa fel încât în noul buget să fie prinsă această autostradă, această modernizare de drumul național. Campania are 3 direcții în funcție de beneficiarii și utilizatorii direct sau indirect ai drumului național. O primă categorie de beneficiari sunt cetățenii și în acest sens am postat pe site-ul petitionline.com o petiție intitulată Cere modernizarea DN11, unde orice cetățean de pe orice meridian și paralel la globului poate semna, și aici vreau să vă spun că am semnături inclusiv din Noua Zeelandă, din Australia, din America, tocmai făceam referire la paralele și meridiane. O a doua categorie de beneficiari și cărora mă adresez
sunt unitățile administrative teritoriale. Și în acest sens, din acest motiv, în fața dumneavoastră, vreau să vă spun că am fost până acum în toate comunele care, prin care trece acest drum, începând cu comuna Uitus și venind către Bacău, am fost și în orașele care sunt beneficiare ale acestui drum. Mai la sugestia consilierilor locali din comuna Uitus, am fost ieri și la Consiliul Județean Covasna și am susținut această petiție pentru a obține și sprijinul lor, și l-am obținut, mai urmează Brașov. Și o a treia categorie de beneficiari sunt antreprenorii, sunt oamenii de afaceri și în acest sens mă voi adresa asociațiilor patronale de la Camera de Comerț, începând cu transportatorii, operatorii din turism și toate categoriile de oameni de afaceri, pentru a obține sprijinul lor. În final, cu toate aceste susțineri, mă voi prezenta la prim-ministru, pentru că el este cel care decide în final cum arată bugetul și sper ca la 1 decembrie 2018, când se împlinește 100 de ani de la Marea Unire, să fim legați de Europa, să fim legați de Transilvania printr-un drum de calitate. Acum, dacă îmi permiteți, dau citire, un minut vă mai cer să aveți răbdare, dau citire acestei petiții. Se numește cere modernizarea drumului DN11, E574 Brașov-Bălești-Bacău, destinatar primul ministru al Guvernului României. Domnule prim-ministru al Guvernului României, n-am personalizat pentru că nu știu cine va fi atunci când vom ajunge. Ne adresăm în numele a sute de mii de bătăuani și a milioane de români a căror activitate și existență sunt afectate de calitatea drumului național DN11. DN11 sau E574, pentru care și rang de drum european, este un drum național care leagă municipiul Brașov de municipiul Bacău, pe traseul Brașov-Bălești-Bacău și are o lungime totală de 179 de km. Drumul național de DN11 este una din principalele rute de legătură între Moldova și Transilvania, fiind parcurs zilnic, conform datelor statistice, de 3500 până la 8000 de autovehicule, iar de anumite porțiuni, numărul acestora depășește cifra de 16.000. Camioane de mare tonaj ce transportă mărfuri în și dinspre Europa de vest. Autocare cu turiști care vizitează Poiana Brașov și cetățile Transilvaniei sau mănăstiri din nordul Moldovei. Autoturisme cu români sau străini pe care interesele cotidiene determină să folosească acest drum au parte de experiențe din cele mai neplăcute. Grobe de toate dimensiunile, fisuri longitudinale sau transversale, porțiuni de asfalt bălurit, parapet scăzut sau lipsă, segmente de șosea surpate, poduri cu termene de exploatare expirate, iată elemente definitorii pentru întreg traseu, dar cu pregătire pe porțiunea Onești-Bacău. Starea pe care acest drum solicită autovehiculele și șoferii, punând în pericol viața pasagerilor, iar intervențiile curente ale drumatelor nu reușesc să-l facă circulabil nici măcar din primul mare până în toamnă. Singura soluție viabilă pentru un trafic sigur pe drumul național DN11, drum care n-a mai fost supus unei reparații capitale de decenii, este aducerea acestuia la standarde actuale, adică modernizarea. Modernizarea DN11 va conduce direct și la creșterea competitivității produselor manufacturate și furnizare de servicii, atât în economia comunităților de camere străbate, cât și a întregii Moldovei. Știm că există un studiu de fezabilitate ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin hotărâri de guvern încă din anul 2009. Dar odată cu apariția masterplanului general pentru transport, modernizarea DN11 a dispărut din preocupările diriguitorului infrastructurii rutiere românești. Este evident că această atitudine față de problema comunicației rutiere dintre Transilvania și Moldova condamnă la izolare pentru o bună perioadă de timp locuitorii acestei părți de țară, tocmai în preajma momentului istoric al sărbătoririi unitarii de la Marea Unire. Noi, ca bătăuați și moldoveni, apreciem intenția Guvernului și a Parlamentului României de a include în masterplanul general pentru transport autostrada Brașov-Bacău. Dar plasarea acestui obiectiv pe poziția 10-a ca prioritate, cu perspectiva finalizării acestei în anul 2030, impune modernizarea urgentă a drumului național DN11 Brașov-Onești-Bacău. Domnule prim-ministru al Guvernului României, noi semnatarii petiției, bătăuani, moldoveni, turiști, transportatori, antreprenori, simpli cetățeni, vă cerem să tratați modernizarea DN11 ca pe o prioritate
și se face toate diligențe necesare ca la 1 decembrie 2018 Moldova și Transilvania să fie legate printr-o șosea modernă demne de secolul 21. Aceasta este petiția. Rugămintea mea este în măsura în care o susțineți. Odată, ca simplu cetățeni, să accesați site-ul care vi l-am pomenit. Sau căutați pe Google modernizare de neustrice și vă duce imediat la site. Și în al doilea rând, v-aș solicita, în calitate de reprezentanță a comunității băcăoare, să susțineți această petiție pentru o scrisoare. Eu am întocmit un draft care l-am trimis către executiv pentru a fi completat cu numele consilierilor. Nu este o urgență să fie făcut acum. Această scrisoare se poate face și la proxima ședință de consiliu. Probabil mulți dintre ați veți spune că demersul meu nu are șanse de reușită. E posibil, eu încerc. Celor care încearcă să mă descurajeze, le răspund prin versurile lui Kipling. Încercând măcar, riști să dai greș. Dar dacă nu riști nimic, nu faci nimic. Vă mulțumesc pentru atenție. Suntem direct interesați pentru propunerea aceasta, vă susținem petiția, vă face ca toți consilierii să semneze această petiție. Mulțumim. Domnul Novac. Da, și eu vă felicit pentru inițiativă, sper să reușim. În același timp și eu, în paralel, că ați vorbit de autostradă, vă rog, Brașov, am început o campanie online pe Facebook de multe lume, țin și sunt foarte mulți susținători. Părerea mea ca tânăr implicat în comunitate și care a construit niște lucruri de la zero pentru Bacău și pentru Băcăuani, eu zic că ar fi bine să ne manifestăm toți moldovenii intenția pentru autostrada Bacău-Brașov, pentru că mi se pare foarte grav ca 26 de ani de democrație să nu fie construit măcar un kilometru de autostradă în Moldova, care este parte integrantă a României. Este foarte grav. Și atunci eu cred că dacă la Pitești cetățenii au ieșit în stradă, angajații de la Dacia, și au cerut drepturile pentru Sibiu Pitești, da? Și au protestat, s-au adunat oameni importanți acolo în stradă, eu zic că și noi moldovenii în al 12-lea ceas, dar toți moldovenii, ar trebui să ne unim, dacă vrem cu adevărat să dezvoltăm această regiune, să ieșim în stradă să spunem, da, vrem autostrada Bacău-Brașov, dar urgent, să măcar să putem demara lucrările 2018 la autostrada Bacău-Brașov. Atunci putem spune și noi, că în următorii 10 ani putem avea o dezvoltare durabilă în Moldova. Mai pe scurt, mai avem activitate care trebuie să înceapă. Domnul Vinită. Deci, ceva de colegă la județ. Transportatorii din România, 6 federații și confederații, pe data de 18 aprilie, vom ieși în stradă, în toată țara. Vom cere, eu vă spun câteva revendicări, drumuri autostrăzi, ierci au, prețul la carburant, taxa radio și sunt până la 15. Dacă credeți că puteți veni lângă noi, transportatorii din România, vă așteptăm cu mare drag. Vreau să fac zonă, domnul primar, cu mică precizare. Un minut numai. Cele două proiecte, cel privind autostrada și modernizarea drumului, vreau să precizez, nu sunt antagonici. Orice autostradă are nevoie de un paralel pe care să se poată desfășura circulația în situații de blocaj și mai mult de atât permite accesul la localitățile care nu au ieșire din autostradă. Deci nu sunt proiecte concurente, ci sunt proiecte care concură la... Domnul Grâncean, vă rog. Nu vă voi reține mai mult de 5 minute, poate 2 minute. Haideți că intervenim secretul anul 2. Haideți ca să vă dați pe domnul Grâncean. Poți să continui? Bun, vă mulțumesc. Dacă vă amintiți, probabil în iarnă am depus o petiție prin care am solicitat să mă adresez în plen și am solicitat ceva în scris. Petiția am depus-o la registratură, dar v-am lăsat-o și tipărită pe masă acum vreo lună, cred. Prin petiție v-am prezentat niște fapte cu implicare penală desfășurate la Teatrul Municipal Bacovia și v-am solicitat să vă faceți datoria legală, mai exact să depuneți o plângere penală împotriva doamnei Anca Sigardău și să procedați la suspendarea domniei sale din funcția de manager al teatrului. V-am argumentat acolo în petiție, probabil, sau sper, ați studiat. Ca cetățean responsabil, zic, eu am depus aceeași sesizare și la parchetul de pe lângă judecătoria Bacău.
Probabil, din și fiind mai puțin ocupați, au înregistrat dosarul și astfel, în momentul de față, din câte știu eu, s-a trecut de cercetarea prealabilă și dosarul 1799-2016 este în stadiu de cercetare penală. Cred că a trecut și din NREM, mi-a spus cineva, n-am întrebat exact. Bun, ca să fiu scurt, să nu vă rețin mult, nu vreau să expun toate aceste fapte că pierdem vremea, vreau să asupra unuia singur vreau să revin. În decembrie 2015, Asociația Muzii Colorate a depus spre plată Teatrului Municipal Bacovia un teanc de vreo 20 ceva de facturi, care însumate înseamnă vreo 6 miliarde de lei vechi. Să spunem altfel, vreo 133.000 de euro sau bugetul pe 3 ani a Galista. În urma refuzului practicat de controlul financiar preventiv asupra acelor facturi, pentru că am înțeles că n-a existat un contract în baza cărora să fie facturat, n-a existat prestații. Deci, în urma refuzului, asociația a chemat în judecată Teatrul Municipal Bacovia, iar doamna manager Anca Carmen Sigarcă, în loc să lase procesul să se desfășoare pe fond, adică să apere interesul Teatrului Municipal, adică interesul statului în final, dânsa a preferat să încheie o înțelegere separată, un acord de mediere cu Asociația Muzii Colorate, prin care să recunoască în numele TAT, Teatrului și a statului, debitul respectiv. Acord de mediere care n-a fost semnat și de manager și de directorul economic și n-a fost vizat de controlul financiar preventiv. Acord de mediere în care dânsa spunea că suma respectivă va fi plătită din bugetul anului 2016, deși bugetul anului 2016 nu era votat în momentul respectiv. Asta, bineînțeles, conform legilor finanțelor publice, constituie încălcare. Înseamnă angajament fără viza acordului financiar preventiv dintr-un buget inexistent și asta se poate solda și cu pușcării sau cel puțin cu amendă penală, dar nu-i treaba mea acum. Bun. Instanța de judecată, nefiind probabil obligată de legiuitor să vegheze și asupra respectării finanțelor publice, a consimțit acordul de mediere. Era o înțelegere între terți. În momentul de față, mai sunt, cred că, vreo 15 zile în care această hotărâre, această încheiere, mai poate fi contestată în instanță. Vă atrag atenția, deci, că mai sunt câteva zile. Dacă această hotărâre nu este atacată în timp util, asociația va putea cere în final blocarea conturilor teatrului, va putea duce în executare Teatrul Municipal Bacovia. Dacă Teatrul Municipal Bacovia ajunge și dacă în 15 zile nu se face ceva, nu se atacă această hotărâre, Teatrul Municipal Bacovia s-ar putea trezi cu conturile blocate, banii alocați pentru Gala Star, banii alocați pentru Theater Stock, banii pentru orice, ar putea să ducă în altă parte decât acolo unde vă doriți dumneavoastră. În mod vădit, există o diferență de interpretare a legii între doamna Sigarcău și controlul financiar preventiv care a refuzat plata acelor facturi. Din câte cunosc, controlul financiar preventiv a refuzat inclusiv să plătească factura cerută de mediator pentru acel acord de mediere. De ce este acel acord de mediere încheiat ilegal? De ce cred eu? V-am expus în petiție, am expus și parchetului și deja e altă cale aici. În măsura în care în 3 luni de zile, de la momentul în care CFP-ul a refuzat plata, nimeni nu i-a trasat nicio sancțiune, nici directorului economic, nici celor care au sarcini în vederea controlului financiar preventiv, îmi închipui că cei care au făcut controlul financiar preventiv și au refuzat plata n-au fost nici proști, nici nebuni, că altfel erau trași la răspundere până acum. Și îmi închipui că greșeala este doar domnului Sigarcău, dar asta este opinia mea personală, parchetul ceilalți vor merge pe care lor. În concluzie, vă rog insistent, dacă există o cerere de renunțare a contractului doamnei Sigarcău, dați-i curs, lăsați-o, lăsați-i dumneavoastră libertatea, lăsați-i pe oameni să se hotărască asupra libertății dânsii. Dați-mi voie să termin, domnul a vorbit 15 minute, să avem bun simț, să-l ascultăm și pe Dânceanu, încă jumătate din minut. Mulțumesc frumos! Dacă nu există această cerere, dați curs solicitării mele, că aveți temei legale acolo, faceți plângere penală împotriva doamnei Anca Carmen Sigarcău, pentru că așa vă cere contractul de management, domnul Abame, pe care l-a semnat dumneavoastră. Faceți plângere penală împotriva dumneavoastră ei și în temeiul acelui plângeri penale suspendați-o din funcție. În momentul în care, într-un fel sau altul, dânsa nu mai reprezintă Teatrul Municipal Bacovia, oricine altcineva care va reprezenta legal va putea ataca în instanță acea hotărâre și statul nu va fi prejudiciat.
În oricare dintre cazuri, vă rog să numiți un manager interimar care să apere în instanță interesul teatrului, interesul statului în final, și să, în final să atace acel acord de mediere, acea încheiere. Vă rog, insistăm să faceți asta cât mai repede, faceți-o acum, dacă mai aveți minute, mai faceți o sesiune de asta extraordinară, faceți cum credeți dumneavoastră, pentru că timpul e scurt și e vorba de 6 miliarde de lei vechi, 133.000 de euro, adică bugetul avea 3 grade star anterioare. E o sumă destul de mare pentru bugetul municipiului Bacău. Dacă suma asta ajunge să fie plătită către asociații, bineînțeles, un control la Curții de Conturi va imputa doamnei Sigar tău, dar va fi prea târziu, recuperarea va fi dificilă. Cum știți, deja doamna Anca Carmen Sigar tău mai are ceva procese pierdute în instanță care s-au soldat cu penalități. Că va câștiga sau nu va câștiga teatrul la recurs, de-aia Dumnezeu să câștige. Aceste penalități le vor fi imputate de asemenea cu doamnei Anca Carmen Sigar tău. Plata acelor celorlalte factori, nu vorbesc de asta, celorlalte, că va fi iarăși imputată de însă. Și veți avea mult de la recuperat de la doamna Anca Carmen Sigar tău. Măcar în momentul de față acționați. O singură propoziție. Eu am trimis o petiție în scris, există o Constituție care consfințește dreptul la petiționare, există și o lege care spune că în 30 de zile trebuie să primez răspuns. Au trecut o grămadă de timp, aștept răspunsul ăla. Vă mulțumesc frumos și asta a fost. Domnul Grânceanu, scurte răspunsurile. Primul răspuns pe care probabil îl așteptați este acela că doamna Sigar tău și-a depus demisia. Pe cale amiabilă am încetat raporturile de colaborare de îndată, astfel încât începând din 29, Nae nu mai este manager al teatrului, am emisat în dispoziția denumirea a domnului Tiberiu Șerban ca director interimar până la organizarea unei concurs. În al doilea plan am ordonat realizarea unui audit la Teatrul Bacovia pentru rezolvarea problemelor de acolo și în funcție de răspunsul pe care îl primim de la audit, vom face sau nu plângerea penală despre care vorbeam. Contractul de management, care e încheiat în baza unei ordonanțe, pardon, unei hotărâri de guvern, e un contract cadru, ăla care spune că nu în urma auditului, ci de îndată. De asta a semnat contractul de management și ați văzut acolo. Dacă aveți petiția numai la mine, spune. Dumneavoastră aveți obligația de îndată. Eu v-am notificat pe dumneavoastră, domnul consilier, nu vă mai citesc după numai că pierdem vremea. Eu v-am notificat dumneavoastră, v-am dat indicii pe care parchetul, dacă vă spune, pe care parchetul le-a luat în seamă și a început urmărirea penală. Ați fost notificat de îndată să sesizați organele, nu auditi și este vorba despre faptul că acolo era vorba despre o urmărire penală în REM și nu pe persoană și atunci nu puteam să fac demersul respectiv. De aceea am trimis auditul, am luat măsurile pe care le-am avut la îndemână. Ok, vă mulțumesc, mai aștept doar răspunsul înscris. Da, nicio problemă. Mulțumesc. Da. Vă rog să-mi dați voie să spun și eu câteva cuvinte apropo de intervenția domnului consilier județean. Pentru că nu m-a lăsat înainte de domnul Grânceanu. Deci, eu aplaud intenția dumneavoastră, e foarte frumoasă. Vorbele sunt de nota 10. Numai că, din păcate, haideți să ne amintim puțin că la capitolul vorbe ați fost mai aici împreună cu dumneavoastră domnul Stavarații și PDL-ul și cu domnul Benea și PSD-ul la nivel de județ. Să nu uităm că în 12 ani și într-o parte și în cealaltă nu s-a făcut mai nimic și că starea drumurilor, atât în județ cât și în municipiu, a ajuns la nivelul la care îl vedem astăzi. Dumneavoastră ați asfaltat câte 2-3 cm în fiecare an care după o iarnă trebuiau din nou asfaltați, iar în județ să mă iertă Dumnezeu. Probabil dacă eram domnului Benea, nu am scaunul, sau domnului Stavarati, nu am scaunul și mă mutam la guvern și nu ieșeam de acolo când nu obțineam finanțare pentru drumul ăsta de la Bacău la Onești. Ca să nu mai spun și de faptul că vorbim despre o certură de 20 de ani, care, cu tot respectul, n-a fost niciodată finanțată. Deci, repet, ați făcut platul împreună cu PSD-ul și suntem unde suntem. Hai să nu uităm că aveți și un vicepreședinte la nivel de Consiliul Județean. Ce ați făcut împreună cu dânsul? De ce suntem astăzi în aceeași situație în care eram acum 20 de ani? Cred că ar trebui să vă asumați. Nu numai vorbele, dar și faptele, care de fapt nu prea există. Înțeleg că am o semnătură mai puțin.
Nu, din potrivă. Eu să vă susțin pentru că sper ca măcar de acum cineva să se trezească, atât dumneavoastră PNL-ul cât și PSD-ul, și să faceți ceva pentru orașul ăsta, dacă veți mai fi după alegerile locale. Dacă ați fost atent la petiție, n-am spus acolo noi peneliști, noi am spus băcăoani. Nu contează, trebuie să fiți în stare să vă asumați toate lucrurile pe care nu le-ați făcut. Lasă, deci haideți să nu mai e loc, colegii, că avem noaptea prioritate, la ora 3 trebuie să avem ședința în Consiliul Local al voastră și vă mulțumim pentru participare și vă dorim o zi bună.